Litera MOV, făcând pași mici prin Muzeul Literaturii Române din București, încălzată cu pantofiori aurii. Suntem din nou în secolul XVIII, în secolul secretelor și, mai cu seamă, în secolul scrisorilor misterioase, pentru că povestea de astăzi se bazează în bună măsură pe scrisori străvechi. Este vorba despre povestea unui călugăr și despre povestea unor copii al căror dascăl va deveni acest călugăr. E o poveste simplă pe care au scotocit-o mulți, care se află risipită în mai multe procese, în nizamuri și în niște scrisori. O poveste pe care în parte a scris-o Constantin Ganev, bazându-se pe scrisorile amoroase ale acestui călugăr, o poveste pe care am pomenit-o și eu în Mâța Vinerii când am vorbit despre Ova Mora. Această poveste începe simplu. Niște boieri, nu foarte suspuși, așa mai de mijloc, din Roman, au 4 copii, un băiat și 3 fete. Și vor ca acești copii să primească o educație pe măsura rangului social. Prin urmare, au nevoie de un dascăl. Dar se calicesc, cum se întâmplă de regulă, și nu angajează un dascăl de la o școală strălucită, ci tocmesc un călugăr din București. Nota exotică era asta, că era adus de la București și aceasta la ideea stăpânei casei, Maria, care avea puțin tel sânge cantacuzin și nasul foarte pe sus. Așa ajunge călugărul din București în Roman, unde viața lui se schimbă radical. Pentru că acest călugăr era un învățat, voia să ajungă vestit pe calea asta a pedagogiei și idealurile lui didactice până la urmă susțin întregul conflict al acestei povești. Ajuns în casa serdarului din Roman, călugărul cucerește pe toată lumea, este foarte carismatic, știe multe lucruri, copiii îl adoră. Și, făcându-și foarte repede loc în familie, cum se întâmplă, previzibil, nu? Maria se îndrăgostește de acest călugăr. Ca în Stendhal. Povestea se întinde foarte repede, serdarul era el de la Roman, dar mă rog, nu era tâmpit, așa că își dă repede seama și călugărul este scos din pâine, alungat. Lucrurile s-ar fi putut încheia aici. Suntem la final de poveste și acest călugăr ar fi trebuit să se întoarcă în Valahia, să-și vadă de treaba lui și să cadă în rugăciuni pentru tot restul vieții. Cum să se întâmple așa ceva? În primul rând, că nici nu ia drumul Bucureștiului și cere găzduire la o mănăstire din preajma Romanului, cu gândul de a-și continua povestea de dragoste, de fapt sedus de aventură. Aproape că-l iubim până aici, nu? Și începe să-i scrie Mariei, îi scrie scrisori lungi, închis în chilia lui din mănăstire, preocupat de cărți străvechi, pentru că, v-am zis, călugărul Valah era un om foarte citit, cultivat, și ce putea să citească? Citea cărți de medicină medievală, citea poate Avicena, citea Teodoret, cu siguranță, și acum să ziceți că de unde știu. Foarte bine, eu dacă eram în secolul ăla, cam pe aici m-aș fi învârtit. Și nu numai atât, citea botanici, citea rețetare miraculoase, știa foarte multe despre plante și despre virtuțile lor. Și azi așa, mâine așa, scrisorile de dragoste se înmulțesc și te întreb cum ajungeau de la mănăstire la conac. Ei bine, totdeauna printr-un curier, printr-o servitoare, printr-un binevoitor, cu siguranță, de el avea grijă mai degrabă serdăreasa Maria decât călugărul
Dar cam așa se petreceau lucrurile și mesajele ajungeau destul de repede, iar scrisorile acestea s-au tot păstrat și au ajuns până la urmă la Gane, care a scris povestea acestor scrisori. Scrisorile nu mi se par prea interesante spre deosebire de ceea ce se întâmplă mai încolo. Pentru că, la un moment dat, fără nicio explicație, serdarul care era vigilent, vă aduceți aminte, tată a 4 copii, acest serdar din roman moare. Moare și toate rudele lui sunt nu numai uimite, dar deja bănuiesc că acolo s-au întâmplat lucruri, mai ales că v-am spus că călugărul citea chestii, știa tot felul de rețetare, știa să caute în tot felul de rețetare, știa să facă diverse otrăvuri, nu? Poate. Oricum, el era în mănăstire, deci n-avea cum să strecoare vreo picătură de otravă, așa că dacă s-a întâmplat ceva necurat, acest lucru s-a întâmplat numai și numai cu concursul serdăresei Maria. Lucru deloc uimitor, imediat după moartea serdarului, chiar la foarte, foarte scurt timp, sărim peste doliu, serdăreasa îl aduce în casă din nou pe călugăr, institutor la aceiași 4 copii, acum orfani, și acest călugăr își ia imediat în serios toată misia, este implicat, vrea să scoată oameni luminați din cei 4 copii și mai cu seama asupra băiatului își îndreaptă toată energia pentru că îi se părea cam mototol. Și pe acest fond, ca să nu mai fie doar un simplu dascăl, pentru ca autoritatea lui să sporească, pur și simplu se însoară cu Maria, renunță la rasa călugărească și treptat ia hăinuțele serdarului, începe să se poarte ca și acel serdar, începe să aibă grijă de cârciumile, morile și moșiile serdarului și viața prinde altă culoare. Totul se schimbă pentru fostul călugăr Valah și pe acest, în ciuda tuturor acestor preocupări, pentru că erau destul de numeroase, pe locul întâi se află în continuare arta didactică și energia cea mai însemnată se îndreaptă către, v-am spus, băiatul familiei, din care vrea neapărat să scoată un om important. Și, nu după mult, acest băiat, probabil înecat de litere chirilice, pur și simplu moare, ca și tatălui. Sertărea sa nu se miră deloc, îi se pare că băiatul și-a meritat-o, era oricum un ratat și asta este, mai are 3 fete, se va ocupa de ele. Dar acest deces îl afectează tare pe călugăr. Călugărul, eu zic în continuare, călugărul Valah, pentru că așa îl numea toată slugărimea și pentru că așa îl numeau localnicii, ca și cum faptul că era Valah deja făcea diferența și îl arunca într-o situație specială de psihopat, de tâmpit, de om extrem de primejdios. Nimeni nu-i spunea locțiitorul serdarului, nu are nume, nimeni nu vrea să-i pomenească numele, ci pur și simplu el este călugărul Valah. Ei bine, acest călugăr Valah nu-și uită misia de dascăl și vrea să-și ducă mai departe educația. Se pare că cele 3 fete îl adorau, îl ascultau orbește, nu există nicio consemnare că n-ar fi fost mulțumite de dascălul și de tatăl lor adoptiv. În schimb, pentru călugăr nu erau de ajuns doar aceste 3 discipole. Avea nevoie de avea nevoie în primul rând de o clasă, știți, ca să fii profesor, te să ai o grupă în fața ta. Așa că adună toți sclavii de pe moșie, aflați la vârste mici, pentru a învăța carte, pentru a învăța disciplină, pentru a le da un ideal în viață. Dar metodele lui sunt atât de înspăimântătoare încât fac aproape în conjurul Moldovei și ajung și la București, întrucât călugărul acesta era
crud, îi bătea pe copiii de pe moșie, îi schingiuia, le scotea ochii. Iar unii dintre ei mureau și cadavrele erau atât de mutilate încât nici măcar nu se mai cunoștea cine a fost și nici măcar ce i s-a întâmplat cu adevărat. Asupra moșiei domnește teroarea, călugărul Valah este dascăl, vrea să fie dascăl, meserie care stă la baza multor psihoze, să nu uităm, și foarte ofertant, psihoză, mă rog, foarte ofertantă pentru literatură. Această poveste continuă cu atrocități până în momentul în care un sclav, un rob, în vârstă de 10 ani, de pe această moșie, reușește să fugă. Și fuge de la Roma, gândiți-vă, o ia spre Hotin, o ia în nord și ajunge în cetatea Hotinului, care în momentul acela era raia turcească. Dar nici călugărul nu se lasă. Îi se pare un eșec didactic fuga acestui copil, prin urmare, prevalându-se de drepturile lui de stăpân, face o poteră, anunță fuga și copilul este dat în urmărire generală, iar călugărul însuși, care v-am spus, era foarte zelos și credea în misia lui, o ia pe urmele acestui sclav, hotărât să-i dea o lecție pe care să nu mai uite. Urmărirea este lungă, copilul fuge pe jos, vă reamintesc că era doar un copil sclav, dar cu toate acestea reușește să ajungă aproape de Hotin, ajunge la zidurile cetății și aproape că în momentul acela și călugărul ajunge călare, bineînțeles, tot acolo, e aproape prins, ostașii turci care păzeau zidurile de pe metereze sunt impresionați de copil, sunt impresionați de toată povestea, îl văzuseră fugind, îl văzuseră urmărit, văzuseră ce poteră însemnată se afla pe urmele lui și schimbând doar câteva cuvinte, pentru că erau oameni trecuți prin multe turci, mă rog, foști ostași, veterani, poate unii dintre ei, îi șoptesc copilului să intre în cetate și să treacă imediat la islam, pentru că în cazul acesta nu mai avea niciun drept asupra lui călugărul Valah. Și chiar face lucrul acesta, trece la altă religie, urcă pe metereze, este cetățean al cetății Hotinului, iar călugărul trebuie să facă drumul spre casă cu buza umflată, dezamăgit, dar fără să poată să uite acest episod care l-a afectat atât de mult încât aproape că nu mai mânca, nu mai vorbea, nu mai voia să facă nimic altceva, considerându-se vinovat pentru acest eșec teribil. Pe acest fond, rudele serdarului, vă amintiți, care deja erau bănuitoare, care făcuseră demersuri la București, care deja adunaseră o mulțime de dovezi, îl cheamă în judecată pe acest călugăr, învinuindu-l nu pentru atrocitățile din curtea sa, nu pentru moartea sclavilor, ci pentru, desigur, moartea serdarului și a fiului său, două crime nedovedite, dar care duc în cele din urmă, prin faptul că Maria nu respectase perioada de doliu, că nu consultase rudele, că nu avusese acordul familiei pentru a se mărita cu acest călugăr, toate acestea duc până la urmă la desfacerea călugărului de această avere. De fapt, este confiscată întreaga avere, e pusă sub o tutelă, cum se întâmpla până la creșterea copiilor celor trei fete, și călugărul, care era atât de falnic, devine un om sărac, cu trei fete pe cap și cu Maria, și trebuie să ia drumul spre București. Asta știm sigur din alte documente că a plecat, că era pribeag, dar mi-este groază să mă gândesc ce s-a întâmplat cu cele trei fete, cu cele trei copile, care au rămas în continuare în grija călugărului psihopat, care era tatăl lor vitreg.
Aceasta este povestea înfiorătoare a călugărului psihopat, care are o mulțime de posibilități de a fi prelucrată. Ce facem când vrem să scriem o poveste despre un personaj înfiorător? Ei bine, tentația este să începem să povestim din perspectiva copilului fugar, din perspectiva celui care scapă, a micului sclav ajuns la hotin. Aceasta este calea ușoară. E calea pentru scriitorii mai puțin înzestrați. A povesti din perspectiva unui copil, deși lucrul acesta este mult lăudat între cei care sunt mai puțin înzestrați, cu toate astea rămâne o cale facilă, pentru că îl scutește pe scriitor de o mulțime de lucruri. Să te întorci la copilărie și să treci în zona aia naivă, uneori, adică asta este la îndemâna tuturor și este destul de simplu să mimezi dacă ai un pic de talent actoricesc. Nu altceva, doar actoricesc. De aceea aș da la o parte această tentație. Sigur că am putea face de aici un roman gotic în care să urmărim figura tenebroasă a călugărului, trebuie să domine totul și să urmărim zona asta a atrocităților, a crimelor, cu rădăcini, desigur, într-o copilărie nefericită sau într-o conferie a criminalilor, a asasinilor religioși etc. Acest lucru ar duce repede povestea în derizoriu, pentru că e atât de tocită și pentru că lucrurile sunt atât de folosite, răsfolosite și previzibile, încât puțin mai poți aduce într-un roman de tipul ăsta. Sigur că ne putem concentra pe personajul principal, să prezentăm totul din perspectiva psihopatului, tendință la modă de altfel, pentru el lumea arată altfel, îl vedem, cultivându-și darul lui pedagogic, nemulțumit de faptul că lumea nu-l apreciază, pentru că de aici iarăși vin o mulțime de dereglări, să nu te aprecieze, deja e un pas important spre nebunie. Și pe această linie, sigur, ar putea ieși un roman existențialist, poate bunișor chiar, destul de greu, de dificil de făcut, pentru că ar trebui făcut o investigație pe mintea criminală, ar trebui găsite toate înșirate, chiar puse așa etalate, înainte de a începe să scrii toate treptele de reglării psihice a personajului. Și aceasta este, deci, o cale. Bineînțeles, mai există și calea, zic eu, și mai interesantă, de a crea un narator însă personaj care treptat prinde chip, începe să fie cineva și are propria ei poveste pe care o găsim în deznodământul poveștii. Ceva mai dificil, dar, mă rog, e un joc care merită, e un joc care aduce un personaj ieșit din umbră, un personaj care știe totul despre personajul principal. Dar, mă rog, eu n-aș face nici lucrul acesta. Ar mai putea fi povestită toată această întâmplare din perspectiva unui martor mut și așa mai departe, fantoma serdarului, fantoma copilului mort, fiul serdarului, una dintre fete. Deci nu contează, un martor care nu trece în prim plan ca personaj, ci povestește, își reamintește lucruri pentru că a fost acolo, pentru că s-a aflat în spatele lor sau din altă perspectivă pentru că este implicat într-o oarecare măsură, într-un amănunt mic, poate că el este cel care i-a facilitat fuga micului sclav. E o poveste dulce, frumoasă, care de asemenea oferă multe paliere scriitorului și oarecare satisfacție și cititorului. În afară de toate aceste lucruri pe care vi le-am spus,
Bineînțeles că mai există multe alte perspective. Gândiți-vă numai la a povesti viața de după aceea a călugărului, cu inserții, cu trimiteri, cu flash-uri către această poveste pe care am expus-o. Mai poate fi plasată într-un prezent în care cineva ca mine găsește povestea, mai poate fi fixată, mai poate fi fixat centru epic pe scrisorile de dragoste, cum a făcut Gane. Deci sunt multe, multe posibilități de a specula această poveste, dar între toate acestea interesează personajul oribil, de la el pornisem. Personaj care este, la urma urmelor, un om, o anomalie, un om căruia i s-a întâmplat ceva, întotdeauna există o cauză, un om bine intenționat care vrea să facă educație și un om care a scăpat, de fapt, din mână întreaga zestre omenească, acel omenesc pe care îl avem toți. Pentru a scrie despre un personaj oribil, niciodată nu trebuie să pornim de la personaj, de la caracterizarea lui. Toate elementele biografice trebuie să se afle într-o desfășurare epică, clară, pe schema pe care o cunoaștem, centrându-se totul pe un amănunt, pe acel amănunt epic, care poate, în cele din urmă, să susțină desnodământul. Iar el trebuie spus de la început, el trebuie fixat chiar de la începutul poveștii. Acest călugăr valah este o legendă până la urmă. Putem porni de aici, oamenii de pe moșie îl știu drept călugărul valah și chiar după ce el pleacă, acea moșie este bântuită în continuare de imaginea lui, poveștile încep să crească și aceste povești depărtează atât de mult de povestea inițială, încât ele sunt cele care dau o figură de personaj înfiorător și nici de cum personajul în sine, care poate fi doar un călugăr, doar un om care a fost călugărit împotriva voinței sale, doar un om care voia să scape cu orice preț de călugărie, odată ce trece într-o altă clasă socială, se dereglează în asemenea măsură încât ucide, bate sau poate doar în amintirea oamenilor rămâne așa ca o ființă crudă. Cert este că de multe ori oamenii cu o figură întunecată, neguroși și fără zâmbet pe față, lasă în urma lor povești mai înfiorătoare decât cele pe care le-au construit, le-au trăit, le-au făcut. Fapte dure. Și această zonă deja ne duce deasupra poveștii. A spune doar o poveste, așa, cu evenimente in crescendo, care te ține cu sufletul la gură, nu înseamnă nimic dacă în ea nu este împachetată o idee durabilă, o idee care să nu să-ți explice de ce a făcut respectiv, o idee care să-ți deschidă porțile spre o altă poveste, spre o altă zonă, nu neapărat să-ți dea un drum moral, ci să te facă ca la sfârșitul acestei povești să spui o întrebare la care deja să existe răspunsuri pe care le bănuiești. Nimic nu este mai interesant într-o poveste ca această întrebare finală care deja îți aduce mai multe răspunsuri, mai multe întrebări, ținându-te în priză, ținându-te acolo, împreună cu personajul oribil. Am vrut să vorbesc despre valah, despre călugărul valah, în ideea că astăzi există o mulțime de oameni amatori de filme horror, de povești înfiorătoare, de, mă rog, adoră să citească despre cruzimi și mai puțin despre frumusețile lumii, pentru că toate aceste lucruri crude
nu o să spun acum că ridic adrenalina, că nu știu ce mai facă, nu. Toate aceste lucruri crude sunt capabile de cele mai multe ori să readucă blândețea în sufletul unui om. Și instinctiv, fiecare cititor știe acest lucru. Și la asta trebuie să te gândești ca scriitor, că în momentul în care ai hotărât să scrii despre un personaj psihopat, despre un călugăr tâmpit, chiar de la început trebuie să-i fixezi niște mistere, niște secrete, ținute cu grijă până în ultima parte a romanului, pentru că un roman cu personaj oribil, un roman de mistere, este ca o cutie de valori, cu o mulțime de secrete, secrete care se păstrează și în viața de toate zilele și într-o scriere, e cam la fel. În momentul în care devoalezi, în momentul în care găsești ușa, găsești cheia, totul se termină și începe o altă poveste. Și altă poveste săptămâna viitoare, bineînțeles, tot la Muzeul Literaturii Române, pentru că doar aici cultura este în direct.